Bună ziua, vă salută Tatiana. Folosind același tip de fir, Lisalurex, de culoare albă, voi continua partea a doua a coroniței decorative și vom face clopoței, pentru că trebuie să-i dăm o anumită imagine. Pentru aceasta, în cercul magic, pentru început voi face două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. După care voi continua lucrând un număr total de 12 piciorușe dublu reduse. Avem 3 până acum și vom continua cel de-al patrulea, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns la sfârșitul rândului, voi închide cercul magic și voi închide acest rând în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi intra cu fir alunecat în următorul picioruș și aici voi lucra 1, 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus. În următorul voi face o mulțire. Un picioruș dublu redus, urmat de o înmulțire. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul rândului. Deci, primul picioruș lucrăm în mod normal, singur, apoi vom face o înmulțire. Am ajuns la capătul rândului, voi închide ca de obicei în cel de-al doilea ochi de lanț, din primul picioruș cu fir alunecat, voi face două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus, după care, în corespondența fiecărui picioruș, voi face un picioruș dublu redus. Deci acest rând vom lucra picioruș după picioruș, fără mulțiri. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Voi închide ca de obicei cu fir alunecat cel de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi intra cu piciorușul alunecat în următorul, iar aici voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Iar acum, în corespondența fiecărui picioruș, noi vom face un picioruș dublu. La acesta vom da formă clopoțelului. Este un model foarte ușor care mi l-am inventat. Deci ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Închidem ca de obicei cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. Voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. În următorul picioruș voi face o mulțire, un picioruș dublu, din nou o mulțire. Deci următorul rând va consta în un picioruș dublu singur, urmat de o înmulțire. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi intra cu fir alunecat în următorul picioruș și voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Vom sări 1, 2 piciorușe, vom intra în cel de-al treilea și vom face un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, sărim 2 piciorușe, 1, 2, intrăm în al treilea și vom face un picioruș scurt. În felul acesta lucrăm până la sfârșitul rândului. Vom închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt de la începutul acestui rând.
După care, cu fir alunecat, voi intra în corespondența primului spațiu și voi face un picioruș scurt, un picioruș dublu redus, un picioruș dublu, un picioruș dublu redus, un picioruș scurt, intrăm în corespondența următorului spațiu și repetăm picioruș scurt, picioruș dublu redus, picioruș dublu, picioruș dublu redus și picioruș scurt. În felul acesta lucrăm pe întreg parcursul rândului. În momentul în care am ajuns la capătul rândului, vom închide cu fir alunecat în primul picioruș scurt și vom închide lucrarea. Vom face astfel doi clopoței. Dacă doriți, puteți să faceți și altă culoare. Acest clopoțel, așa cum vă spuneam, l-am inventat eu, de aceea am și făcut pauză între tutoriale, vor fi scurte, pentru că vroiam să vin cu ceva nou, cu ceva care nu găsiți pe alte canale de YouTube. Și așa cum spuneam, acesta este un tutorial foarte, foarte ușor de realizat de către doamnele începătoare. Vom scurta firul și vom da deoparte această parte a lucrării. Așa cum vă spuneam, vom avea nevoie de doi astfel de clopoței. Eu l-am lucrat și pe cel de-al doilea, bineînțeles, apoi vom ascunde și firul de aici, vom trage bine acest capăt de fir, încât să închidem cum trebuie acel spațiu și vom ascunde și acest capăt de fir. După ce îi dăm stabilitate, îl vom scurta. Acum vom trece la partea următoare. Deci avem două dintre părțile importante ale coroniței. Așa cum vă spuneam, puteți lucra și într-un fir de bumbac mai grosuț. După cum vedeți, nu are nevoie să fie apretat. Prinde o formă frumoasă. Și haideți să mergem mai departe cu același fir. Încerc să scot un capăt de fir de aici. Sper să reușesc. Nu. Cu același fir voi face un număr de 10 ochiuri de lanț. Voi folosi același croșet 3 și jumătate, exact cel, și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În momentul în care am lucrat cele 10 ochiuri de lanț, voi face un singur ochi de lanț și începând de la al doilea de la croșet, voi face un rând de piciorușe scurte și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cel de-al 10-lea picioruș scurt. În acest moment, eu voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, cel de-al 4-lea ochi de lanț de separare. După care voi întoarce lucrarea, voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al 2-lea, să văd să intru bine. Deci voi sări primul, voi intra în cel de-al 2-lea și
și aici vom face un picioruș dublu. Iau firul odată pe croșet și fac un picioruș dublu. Aici avem două, ținând cont de acesta, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, sărim un picioruș din rândul anterior, intrăm în următorul, un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, voi sări un picioruș, voi intra în următorul, voi face din nou un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, voi sări un picioruș de bază, voi intra în următorul, picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet și voi intra în corespondență ultimului picioruș, voi face un picioruș dublu, după care din nou 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, întoarcem lucrarea și în corespondența fiecărui picioruș dublu vom face un picioruș dublu. Ochi de lanț de separare, picioruș dublu, ochi de lanț de separare, picioruș dublu. În felul acesta vom lucra o lungime atât cât considerăm noi că putem realiza o fondiță pentru a întregi lucrarea noastră. Aici sărim un ochi de lanț, vom intra în cel de-al doilea, vom face piciorușul dublu, după care din nou repetăm 1, 2, 3, 4, întoarcem lucrarea. Aici trebuie să fiți foarte atente, să nu greșiți ochiul de lanț în care veți introduce croșetul. Pentru a fi sigure, săriți de aici un ochi de lanț și intrați în următorul. Deci, voi continua, piciorul dublu, așa cum vă spuneam, veți lucra pentru o lungime cât considerați dumneavoastră că este necesar să facem o fondiță. Din nou repet, această lucrare poate fi făcută în orice culoare doriți dumneavoastră. Poate fi făcută chiar și cu un fir de macrame subțire, bineînțeles va fi mai micuță, coronița. Nu o veți putea pune la ușă, ci o veți putea pune în brăduț. Deci uitați-vă, am patru ochiuri de lanț, sar primul, intru în cel de-al doilea și fac piciorușul dublu. Vom continua în acest mod și ne vom reîntâlni. Eu am lucrat 19 cm de astfel de pânglicuță. Am ajuns aici la capătul acestui rând. Voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea și în corespondența fiecărui picioruș voi face un picioruș scurt. Astfel vom încheia lucrarea în modul în care am început. Intru un pic mai greu aici, însă voi reuși. Croșetul este un pic cam puțin ascuțit, iar mâinile mele sunt înghețate. La mine este foarte rece, știu că și acasă este frig. La mine în Moldova ninge. Să ne vom încălzi la vară. Deci, am făcut și ultimul picioruș scurt, iar acum voi scurta firul și voi închide și această parte a lucrării, ascunzând firul de dedesubt. Așa cum vă spuneam, dumneavoastră puteți lucra exact lungimea dorită de dumneavoastră. Vă orientați în funcție de coronița dumneavoastră,
pentru că depinde foarte mult de firul cu care lucrăm. Însă proiectul în sine este atrăgător. Mie una îmi place. Normal să-mi placă că l-am lucrat eu. În sfârșit, fiecare cu preferințele lui. Așa. Și mai ascund odată acest capăt de fir. După care vom trece la montarea propriu-zisă a coroniței noastre. Voi scurta acest capăt de fir de aici. După ce am realizat toate părțile componente, acum voi trece să montăm întreaga lucrare. Voi face cu același fir de Lisa Lurex în modul în care se pot atașa cele două clopoțele. Eu sper să reușesc în felul acesta aici, apoi îl voi trece de această parte și le vom uni între ele, le vom pune în modul în care să fie să stea așa, pentru că apoi vom forma micul nostru aranjament, mica noastră coroniță. Sper să reușesc să-mi iasă totul bine. Bineînțeles, așa cum v-am mai spus, poate fi apretată coronița odată terminată. Dacă doriți să apretați în modul în care lucrarea să fie foarte de durată, pe canalul meu de YouTube, în corespondența lucrărilor pentru Paște, veți găsi modul în care apretăm cu gelatină. Apretând cu gelatină, lucrarea nu se va îngălbeni și va dura foarte mult timp. Eu nu apretez acum, pentru că timpul meu nu-mi permite. Așa, deci le-am aranjat aceste două clopoțele în felul acesta. Fundița pe care am realizat-o apretată și ea, bineînțeles, o vom pune exact în două. Vom face acea fundiță care dumneavoastră ați văzut de multe ori la mine în lucrările mele, fundița perfectă. Deci așa se va prezenta. Am dat deoparte acel mileu de pe birou, chiar dacă acesta este vechi și este urât. Aici va veni atașată fundița, după care vom pune clopoței. Mă voi folosi de această crăciuniță cumpărată din comerț, care are și o clămiță în felul acesta, iar totul va veni atașat aici pe mijloc. Bineînțeles, eu sper, mi-a ieșit de aici, în sfârșit o să o pun din nou. Dumneavoastră veți aprecia dacă lucrarea merită un moment. Pentru a da stabilitate, eu mă voi folosi de un pic de lipici lichid, în felul acesta, și voi atașa cele două capete de fire de clopoțel, în modul în care acestea să nu iasă. Și astfel am realizat o nouă lucrare. Eu sper să fie pe placul dumneavoastră, eu sper să lăsați un like, un comentariu dacă v-a plăcut ceea ce am realizat. Pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității.
Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizări, urez bun venit noilor abonați și închei că întotdeauna vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc că ați fost și sunteți alături de mine și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. Vă salută Tatiana, la revedere!